Deși prognoza arăta zile foarte ploioase, din fericire de câteva zile este soare și foarte plăcut, așa că astăzi o să mergem până la Cluj. Este și ziua mătușii mele, Ileana. Sunt alături de mama. Suntem la Turda, ați văzut în ultimul vlog cel cu întâlnirea de la liceu, că o să stăm aici câteva zile și vă iau cu noi. Salutare așadar într-un nou vlog. Să știți că am venit din nou la cireșul bunicului să văd dacă s-au mai copt cireșele, că în ultimele două zile a fost chiar cald și se pare că da. Ia să vedem, Ruxica. Uite, uitați cum sunt cireșele. Sunt foarte bune. Foarte semicoapte așa, dar foarte bune. Da, deci avem totuși un pic de recoltă deja, putem mânca, nu putem să zicem. Ce zici, Ruxi? Da. Îți mai dau eu câteva? Da. Yummy. Yummy in my tummy. Silvia! Silvia s-a urcat pe garaj, dar văd că a dispărut de acolo. Cred că îi se pare mai bună recolta aici. Silvia? Nu scui pe jos asta. Aici se scui pe jos să îmburi în grădină. Dar de ce? Ai crezut că pierzi ceva dacă rămâi pe garaj, a? Da. Că-s mai bune aici. Da, de fapt sunt mai bune pe garaj. Am ajuns la Cluj, greu am găsit loc de parcare, dar chiar îi ziceam mamei că e mult mai bine că găsești greu loc de parcare, pentru că asta înseamnă că există mult spațiu pentru pietoni. Și am zis că să mergem pe malul Someșului să bem un suc și mai târziu să ne întâlnim cu mătușa mea, vă ziceam că este ziua ei astăzi, și să mergem la un restaurant chinezesc de care știe mama undeva pe calea Turzii, să ne omenim. Dar până atunci ne plimbăm un pic. Am vrut să bem un suc acolo la terasa aia ce se vede, în dreptul Someșului, dar din păcate este închisă, așa că va trebui să ne găsim alt loc. Mami? Da. Nu sunt fericită deloc. Să ne iau un suc? Am făcut... Să aici la șopă, să ne iau un suc? Am făcut asta acest drum și aș vrea un suc cu gheață. Acum hai să vă iau, hai să vă iau. Ce faceți? Bine. E găsit? Hello! La mulți ani! Wow, ce fain se vede de aici! Ce frumos! Da, bineînțeles! Ia uite, panorama Clujului! Ce frumos! Imaginile pe care tocmai le-ați văzut sunt din Turnul Pompierilor, care este undeva aproape de piața Mihai Viteazu, în cetate. Au fost 22 de astfel de turnuri, dar acum numai două mai există și astea au fost refăcut și puteți să veniți, este gratis. Aici nu trebuie să plătești niciun bilet. Foarte frumos se vede. Eu cu bănia. Și inițial, turnurile erau folosite pentru apărarea cetății și aici încă este o, nu știu cum se numește, probabil ca un termen anume, dar e ca o ferestruică din asta prin care probabil trăgeau cu săgeți, cu, știu eu. Nu mă pricep foarte bine la zona asta istorică. La mulți ani, mătușico! Să fie fericită! La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani!
Am comandat mai multe feluri de mâncare, trei feluri principale și cu garnitură orez, niște tăiței de orez și niște dumplings, niște chifteluțe din astea, nici nu știu cum se zice în românește. Colțunaș. Foarte bune sunt. Da, și mie îmi plac foarte mult, toate sunt foarte bune, chiar sunt excelente. Alea nu-ți plac ție, ciupercile negre? Dar care îți place cel mai mult de pe masă? Tăiței. Au probabil același cuvânt ca orez. Păi da, pentru că sunt tot din orez. Nu vreți să știți onomatopeele pe care le-am auzit aici la masa noastră după ce a venit desertul? Fructe prăjite în susan, așa se numesc, să vi le arăt și vouă. Mami, e caldă, să știi. E caldă, dară? Ce bine arată. Păi fiecare să se servească cu câte unul. Nu cu mâna, mami. Ia cu furculița, puiule, și pune farfurie. Ia-ți șervețelul jos din farfurie. Așa. Dă-ți șervețelul jos din farfurie, Silvia. Adu farfuria aproape. Așa. Îl iau direct pe ăla. E bun, Rupsi? Îți place așa? Ce-ai nimerit acolo? Banane sau ananas? Ananas. Și eu tot ananas aici. E foarte bun. Are niște zahăr crocant pe deasupra, așa, niște zahăr ars. E excelent, excelent. Da, mă. E dulce și bun. A trebuit să încercați și voi această rețetă. La mulți ani de 1 iunie tuturor copiilor mai mici și mai mari. Bună, de la mulți ani ție, la mulți ani. La mulți ani lui Rux și lui Silvia. La mulți ani copiii. Astăzi aveam planuri destul de bine puse la punct. Am comandat un tort și voiam să îi sărbătorim pe copii în curte la bunicul meu, plus aveam pentru Silvia un balon și niște din astea artificii de mână pentru ei. Din păcate, Ruxandra de aseară a tot făcut febră și azi dimineața, care avea destul de mult, avea 39. I-am dat Panadol, am stat cu ea, ne-am drăgălit în pat, așa liniștite. După aia a început să mănânce. A mâncat și iaurțel și niște cârnăciori și așa. Și acum se simte mai bine, nu mai avea. Chiar și-a dorit să ieșim un pic pe afară, așa că am ieșit așa un pic în parc aici lângă bloc. Și este foarte, o zi foarte liniștită pentru noi, având în vedere cum este ea. Dar e așa de plăcut, e prima zi de vară, în sfârșit. Știi că astăzi e prima zi de vară, practic, 1 iunie, Rupsica. Credeam că astăzi e prima zi de vară. Astăzi este. Iar mai târziu o să mergem și până la finii noștri la Cluj, să sărbătorim și pe finul nostru, pe Victor, care a împlinit 7 ani. De curând, zilele trecute. Iar peste 2 zile ar trebui să plecăm la Bucium. De fapt, o să și plecăm, din păcate bunicul nu o să vină cu noi, că nu se simte bine, a luat o răceală, nu știu, îl doare gâtul și răgușit așa și nu este în apele lui 100%. Așa că o să mergem într-o formulă mai restrânsă. Pa, bunicule! Pa, dragilor, pa! Pa, pa! Pa! Iubesc tare, tare, tare. La bunicule, să ne vedem cu bine data viitoare. Pa, pa. Suntem acum în drum spre Bucium, unde ne-am planificat să mergem încă din luna mai. De la începutul lunii mai am făcut rezervare și mergem împreună cu fratele meu și cu nepoțelul. Vine mama, sora mamei mele, Ileana, și soacra lui frate meu. Deci suntem o gașcă destul de mare.
mai puțin bunicul meu, care nu s-a simțit tocmai bine, avea ceva la gât, ceva răgușal și așa o stare generală nu optimă și a decis să nu vină. Și îmi pare tare rău că nu s-a nimerit să vină, că tare mult m-aș fi bucurat să fie și el acolo la Bucium, pentru că el de acolo este și așa era, întregea cumva atmosfera și contextul. Și am mai avut o, nici nu știu cum se zice în engleză, în românește se zice disruption în engleză, un eveniment mai puțin plăcut, o să vă povestesc. Eu am ajuns cu Ruxi la camera de gardă. Așa ziceam despre copiii mei și într-adevăr sunt copii sănătoși, l-ați văzut că v-am și povestit, dar și mă gândeam că nu o să am niciodată vreo poveste de la urgență cu copiii mei, dar am avut o mică urgență cu Ruxandra. O să vă povestesc, cum ziceam, dar nu când sunt în mașină, că nu cred că se aude chiar așa de bine. Și acum stau așa cu un pic cu inima strânsă să nu plouă, pentru că pe prognoza meteo nu apare vremea prea senină. Și la munte și plouă așa mocănește, poate să plouă mult timp, deci o să vedem cum o să fie. Da, suntem înarmați cu mâncare, cu voie bună, că dacă străi copii sigur ne distrăm, și să sperăm că va fi ok. Am ajuns ieri la Bucium, la pensiunea Carmen din Bucium 6. Bucium e o comună cu mai multe sate și bunicul este din Poieni. Ne-am cazat, am mâncat un grătar aseară, eram destul de înfometați, îți și face poftă aerul ăsta de munte. Și acum ne-am pornit spre Detunata. Am stat cu emoții așa, ca să nu fie ploaie, dar vă spuneam asta. Aseară prognoza zicea că o să plouă astăzi de mai multe ori, dar din fericire s-a schimbat prognoza și nu mai plouă deloc. Este atât de plăcut aerul și atât de frumos se aude și se vede. Îmi place zona asta extrem de mult, zona Apusenilor și aici la Detunata. Cine vine în zonă trebuie să facă o excursie pe aici, neapărat. Grupul este complet, pentru că este și mama aici, pe Ioana o știți. Și mama. O știți de pe YouTube, cu siguranță. Și am făcut un ocol oarecum, e foarte noroios, din păcate, mai ales pe aici prin pădure, dar plăcut. Da, nu știu că e de urcat totuși, nu știu. Hai că vin! Eu aici te-ai murdat de Silvia. Uite, acolo în depărtare, unde se vede vârful la albicios, așa, aia e Roșia Montană. Practic aia au decopertat-o cu utilaje, să înceapă să adune pământul pentru aur. Și dacă nu ne umpleam străzile, n-ar mai fi fost muntele ăla, ar fi fost o gaură acolo acum. Aia nu-i Roșia Montană. Nu-i Roșia Montană? Nu. Aia este, da, aia este o excavație de aur care se folosește românii. Nu-i Roșia Montană? Nu-i Roșia Montană, nu. Cum se numește acolo unde e aia de excavație aia de aur? Dar nu cred că este aur, că nu se excavează de la suprafață, sunt niște metale din astea. Uraniu. Nu, exploatare uraniu. De uraniu. Multi metalifere, da? Ceva mai multe metale. Dar nu-i Roșia Montană acolo? Nu, 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 nu.
Să tot șerge. Nu, nu, nu. O greșit. Să punem harta să ne uităm. Țin minte că așa l-am întrebat eu pe bunicul anul trecut sau când am fost pe aici și mi-a zis că nu-i Roșia Montana aia. Dar și la Roșia Montana așa și trebuie să fie. Dacă era aia, lacul de cianură, că lacul practic... Lacul de cianură, munții, apucă, vin cu excavatorul și adună stradă, pământ cu stradă, pământ și duc într-o moară după aia să-l macine. Da, așa, așa ar fi. Așa s-ar face, făcut munții de sus până la bază aia și îi las pe toți cu excavatorul. Da, da, da. Dacă așa ar fi fost, da. Mă rog că e oprit la timp. Am făcut o plimbare până la casa bunicului meu, aici la Bucium Poieni. Am venit pe jos, de unde stăteam noi în Bucium Șasa. Și e casa veche. V-am mai arătat eu într-un vlog la un moment dat. Aici mă tot uit la ea, așa mă fascinează. Nu mai e pirita aia cu atât de mult aie, adică cu atât de multă pirita. Nu mai e? Nu. Vreau să caut greiraș. Nu mai multe aia. Mamă, este de alba, acolo să nu duce eu cu caca. Nu trebuie să vadă. Greiraș! Să inspecteze. Poate că vă pun acolo. O să văd. Hai. Vezi? Trebuie să vă mai arăt aici un peisaj, atât ai de fain, așa de frumos și de ai calm și de... Se aude și un zgomot de background, sunt copiii care urlă. Dar uitați cât e de frumos. Înainte să închei vlogul, ne-am întors la București, a trecut o săptămână de serviciu, ne apropiem de finalul școlii, mă rog, sunt în grevă copiii, profesorii momentan, dar n-am avut presiunea cu trezitul la 7:30 pentru că n-am mers la școală și practic am putut să o ducem la after school pe Silvia. Nu voiam să închei videoclipul până nu vă povestesc ce a pățit Ruxy. Și scuzați deranjul din spatele meu, sunt în bucătărie și nu cred că sunt prea aranjate lucrurile aici în spate. Vă spuneam că am ajuns cu Ruxy la camera de gardă. Din fericire n-a fost o urgență critică, să zic, dar nu se simțea deloc bine. Și am vrut să mă asigur că facem ce trebuie noi ca părinți și că, mă rog, nu se agravează starea ei. În săptămâna cât am fost la Turda... La un moment dat, marți, cred, a început să facă febră din senin, fără niciun fel de muci, fără niciun fel de tuse, stare generală relativ bună și de multe ori am observat de la copii că atunci când fac febră nu sunt neapărat super moleșiți, așa pot să o ducă destul de bine. I-am dat în prima fază niște Panadol am cumpărat și când făcea febră cam 38 și un pic făcea, îi dădeam Panadol, scădea și nu mi-am imaginat ce poate fi, am zis că trece. După aceea, miercuri a început să fac febră tot mai mare și m-am speriat pentru că a făcut, și miercuri a făcut febră, dar tot așa, nu foarte mult. N-am dat o importanță foarte mare faptului că face febră pentru că nu se simțea rău. Cred că joi dimineață, când deja mă așteptam să se facă cât de cât bine, să-și revină, dimineața a avut febră foarte mare, 39 cu ceva. Și atunci m-am gândit că nu merge spre bine, că ceva nu-i bine și în ziua respectivă a și vomat la un moment dat.
După ce a vomat, nu știu dacă a fost efectul vreunui medicament, deși nu mai luase atunci Panadol, nu a vomat și i-a scăzut febra, i-a scăzut destul de bine și peste noapte nu a mai avut febră sau oricum foarte puțin, așa, punea mâna pe fruntea ei și mi se părea că e în regulă. Dar și tot zicea în timpul ăsta că o doare burtica, deci în astea 3 zile că o doare burtica și că o doare capul. Și faptul că o doare burtica am pus pe seama faptului că nu prea a mâncat, n-avea poftă de mâncare prea mult, dar mânca cât de cât, adică nu extrem. Și după aceea, vineri dimineața, când nu prea avea febră, parcă i-am luat temperatura 37,1, ceva de genul ăsta, mi-a spus că doare burta și i-am dat niște pâine prăjită, pentru că vomase cu o seară înainte și atunci m-a dus cu gândul la o toxinfecție alimentară, enterocolită, chestiuni de genul ăsta. Și m-am gândit că dacă a vărsat, s-ar putea să fie mai bine. Mie, de cele mai multe ori, în momentul în care vărs, imediat mă simt mai bine. Adică dacă am ceva ce nu mi-a căzut bine la stomac sau a fost prea veche mâncarea sau știu eu, dacă vomez, imediat mă simt mai bine. Și m-am gândit că asta a fost și cazul ei. Dar, în momentul în care i-am dat o bucățică mică de pâine și știam că e foame, că practic vomase cu o seară înainte, după amiaza fusese ultima masă, a vomat instant apa pe care o băuse cu 10 minute înainte. M-am speriat, vă dați seama, destul de tare dacă vomează apă. Cel mai mare risc, de fapt, atunci când copilul vomează, este să se deshidrateze foarte tare. Și atunci am luat decizia, împreună cu Vlad, să mergem la urgențe. Nu știam unde să mergem, v-am spus, eu n-am fost niciodată copil la urgențe, n-am avut probleme până acum. Ea era într-o stare bună, adică nu eram o leșită sau ceva, doar că era așa, într-o indispoziție, că, na, cum te simți, după ce nu mănânci nu știu câte ore și după ce ai vomat. Și am decis să mergem, am avut două opțiuni, camera de grad de la Spitalul de Copii, de la Cluj, sau Regina Maria, că practic ea are abonament prin firma la care lucrează Vlad. Și eu nu știam dacă în abonamentul ei este inclus sau nu, sunt incluse vizite la camera de gardă și atunci a sunat Vlad la concentră să vadă dacă avem incluse și avem incluse. De fapt, cred că a sunat prima dată la Peditel, acel serviciu de medic prin telefon gratuit și aceia au spus mergeți la camera de gardă neapărat. Am luat decizia să mergem, deși fratele meu a mai fost cu nepotul nostru la camera de gardă la Regina Maria, că tot așa avea abonament și a fost foarte dezamăgit de cum, cum s-a comportat și de fapt că nu au putut să-i ajute. Deși nu era nici atunci o chestie foarte gravă, aveau probleme de fapt, probleme că erau prea grave pentru ei, erau probleme de respirație. Așa, și revenind la Ruxy, am decis să mergem la Regina Maria, pentru că pur și simplu știam sistemul și n-am fost să riscăm la stat. Asta vă ziceam că Vlad fratele meu a fost foarte mulțumit de cum a fost la stat, că mi-a spus că e ca în America, așa s-a exprimat, că se comportă foarte bine medicii, că sunt foarte atenți, că etc. Dar noi, având abonate la Regina Maria și eu, amândoi fiind obișnuiți cu medicii de la Regina Maria și cu sistemul lor în general, am mers la spital la Regina Maria la Cluj, au camere de gardă și inclusiv camere de gardă de pediatrie. Am mers acolo, la prima recepție unde te înregistrează efectiv, n-am așteptat foarte mult, vreo 30 secunde, cred că erau două persoane în fața noastră. Când am ajuns la recepție, cu surprindere mi-a spus, am aflat de la recepționistă, cum că este 2 iunie, era 2 iunie, și avem gratuitate prin casa de asigurări, deci nici măcar nu trebuie să apelăm la abonamentul nostru. Nu știu exact cum funcționează sistemul ăsta, mi se pare complet aberant că în primele zile ale lunii sunt fonduri disponibile de la casa de asigurări și ele se termină spre finalul lunii sau nu, chiar destul de repede am înțeles să se termine fondurile astea. Probabil că și cei de la Regina Maria încearcă să se folosească cât mai mult de ele, deși în principiu noi având abonament, acum gândindu-mă, ar trebui să zic, nu ajuta să intru pe abonament ca să beneficieze poate alții de servicii din partea prin casa de asigurări, ca să nu consum fondurile eu aiurea, din moment ce firma tot plătește. Dar mi-a zis recepționista că dacă ar fi, ok, vizita la camera de gardă este gratuită prin abonament, dar nu analizele. Și atunci, oricum pe loc, atunci am stat să mă gândesc prea mult, acum asimumă. Și practic am avut inclus prin casa de asigurări vizita și la camera de gardă și analizele, despre care să vă spun. După ce am ajuns la camera de gardă, după ce am dat buletinul și așa, ne-a chemat într-o anticameră de așteptare, în care erau mai mulți copii, mulți dintre ei destul de peste, și o să ajung și la subiectul ăsta imediat. Și am stat destul de mult să așteptăm. Prima dată după vreo 20 de minute, când ne-a făcut un triaj, o asistentă, era o singură asistentă pe tură. I-am spus ce și cum și nu ne-am dat seama de la început câți copii sunt înaintea noastră, dar nu toți copiii așteptau în această anticameră, unii așteptau afară. Și atunci, de fapt, cred că am vreo 6-7 copii în față și mergea totul foarte greu, mi s-a părut foarte greu, mi s-a părut că stau mazolele astea înainte și înapoi, bacul acte, bacul analize, bacul așa între camera de gardă și alte laboratoare, nu știu ce fost pe acolo. Pe total, până am primit un medic, a fost cred că 3 ore. Tot am prelungit parcarea, parcarea se prestată și era cu taxă și tot prelungeam câte ore parcarea. Nu ne-am așteptat să dureze așa de mult. Asistenta care ne-a preluat și ne-a făcut triajul foarte, foarte drăguț, a vorbit cu Ruxandra, chiar, nu știu, o persoană extrem de caldă și te făcea să te simți bine și așa. În momentul în care am ajuns, Ruxy cred că avea febră vreo 38 și un pic, dar pe măsură ce am așteptat acolo, din nou i-a crescut febra și ne-a dus niște Panadol asistenta, a vorbit cu doctorița. Și ne-a adus niște Panadol și apoi am fost în sfârșit chemați la consultație și cam de prima așa dat seama doctoriță ce problemă are Ruxandra, pentru că avea ganglionii foarte, foarte inflamați și niște puncte albe pe ei, puroi practic, amintalele practic.
Și ne-au spus că o să facă rapid testele de streptococ beta-hemolitic A și de infecție bacteriană. Pentru streptococ, practic, se ia din gât foarte repede și Ruxy e super cuminte așa și super, nu știu, responsabil așa și liniștită și știe ce am de făcut. Și pentru infecția antibacteriană sau infecția bacteriană, de fapt, i-a luat din deget foarte ușor, o capsată cumva, era o chestie mică, i-a explicat ce face și i-a luat sânge și l-a dus la laborator. S-a dovedit în ambele cazuri că e pozitiv, deci e și streptococul pozitiv și infecția bacteriană. Nu foarte mare, mi-a spus că intervalul ar fi fost mai grav dacă era un interval mai mare de infecție bacteriană. Între timp a mai venit asistenta și ne-a dat un fel de... i-a spus Ruxandrei că îi dă niște suculeți, era într-un tub așa, chiar era apetisant. Un suc foarte viscos, care am înțeles că de fapt sunt săruri de rehidratare, chiar am întrebat-o pe asistentă. Și am primit rețetă de antibiotic în primul rând, amoxicilină pentru 7 zile și, mă rog, tantum verde pentru dat în gâtuți, săruri de rehidratare, ne-a spus să fim atenți, să mănânce, să hidrateze bine. De fapt, să mănânce, mi-a spus să nu insist cu mâncarea, dar să bea multe lichide. Și am plecat înapoi la Turda cu rețeta asta. N-am găsit exact primul antibiotic pe care ni l-a recomandat, deși am încercat la vreo 3 farmacii și după aia am găsit altundeva un antibiotic cu aceeași substanță activă, nu chiar aceeași denumire comercială. Antibiotic care s-a dovedit a fi foarte dezgustător pentru Ruxandra, deși vine într-o sticluță și un praf, l-amesteci cu apă și îl ții la frigider și așa. După primele 2-3 seringuțe din astea, că 5 ml din substanța aia trebuie să-i dai, s-a scârbit Ruxandra total. Eu l-am gustat, avea gust așa cumva fructat, deci ceva avea, dar probabil că lichidul a viscos și destul de gros așa viscos, nu i-a plăcut și am încercat și am și reușit să-i dau cu suculețe, adică să bea un pic de suc înainte, din astea acidulate și reci, după aia să ia medicamentul și după aceea să mai bea un pic de suc. Na, și în ultimele nopți, am ajuns acasă pe la ora 4 și la ora 5 am dat prima dată antibioticul și trebuia să-i dau la 12 ore. Și m-am tot trezit alături de ea la ora 5 dimineața, câteva zile la rând, și eram și eu foarte obosită și și ea tracasată de această trezire. În mod normal ar fi optim să-i dai la, nu știu, 9 seara și după aia la 9 dimineața, doar că văzând-o că se simte rău, nu mai vreau să aștept până la 9 seara să-i dau antibioticul, știind ce are. Și atunci i-am dat ca atare la 5 și inclusiv cu cola i-am dat antibioticul ăsta. Adică i-am spus, iau guriță de cola, am cumpărat câte o doză de asta de cola, se ia un pic de cola, că na, într-adevăr e gustoasă așa cola, Coca-Cola. Și să ia antibioticul, dar v-am zis, ne-am chinuit câteva zile și în ultimele 2 zile nu am mai avut efectiv energie să o trezesc, nici eu, nici... Și ea s-a apucat de plâns și dădea din picioare, că nu trezeam dimineața la 5 să ia antibioticul și nu voia și eu după aia dacă mă agitam nu mai puteam să dorm la loc și așa mai departe. Da, și în ultimele 2 zile i-am dat cu... la ora 7, cred, ceva de genul ăsta. Adică am pur și simplu am întins-o, n-am mai avut... Adică nici să ne stresăm, chiar nu putem. Și i-am dat în paralel și niște probiotice, niște Linex, niște... Sunt niște pliculețe mici, așa, cu tot cu un fel de praf și le pui în apă, le amesteci și se beau, nu au niciun fel de gust astea. Da, și a fost bine și a revenit cam după 3 zile de antibiotic, pot să zic că a fost complet așa, ok, nu a mai avut nimica și m-a tot întrebat după aia că de ce mai trebuie să ia medicamentul, dar la antibiotic trebuie să-l ieși 7 zile, cât zice doctorul, să nu întrerup tratamentul chiar dacă te simți mai bine, pentru că infecția poate să reapară destul de ușor. Nu, și acum Rusia este bine. Așa că am bifat, practic, și vizita la urgențe. Pot să spun că am trecut și prin asta. Da, și cu asta cred că o să închei videoclipul. Sper că nu v-am plictisit cu povestea mea cu urgențele, dar m-am gândit că poate mai sunt și alte persoane în aceeași postură cu noi, să nu fi fost niciodată la urgențe și să știe la ce să se aștepte. Da, ca de obicei, vă invit să vă abonați la canalul meu, dacă nu ați făcut-o deja, să îmi dați un like pe
pagina de Facebook Cristina Cioabă, fata norocoasă, și pe contul de Instagram să dați un follow, Cristina Cioabă Simplu. Să știți că în, link, în descrierea videoclipului, deci sub videoclip, aveți toate linkurile astea, puteți să intrați acolo. Și să ne revedem cu bine, de curând. Vă pup, ciao!